Ce ții? A! Deja, du-te, până tu ăla pe bun? Chiamă pe Brigitte. Brigitte! Vino să o înveți, Brigitte. Stai să vină Brigitte, că mi-e frică singur. Vreau să mă fac cel mai frumos. Că Brigitte, am reclamații la Brigitte. Brigitte mă ceartă că am îmbătrânit, că îmi cade părul. Păi, doamnă, am și eu 40 de ani, nu mai am 70. 43. Nu mai am 70 ca Ilie. Dacă nu eu, atunci cine, domnul? Florin Pastrana, să nu mură. Dacă vă doare, îmi spune. Nu, e ok. Simt un masaj. Un masaj, da. Și acum o să trec un pic aici. Nu e problema că e Brigitte cu mine și nu se supără. Dacă nu era Brigitte cu mine și venea cu părul stricat, tu dai seama ce umor un om, nu? Să fi văzut, să fi plecat o oră de acasă, da. Să fi mă întors înapoi, să mă fi întors înapoi acasă, cu părul ciufulit. Unde ai fost? Îți închipui, da? Așa, mulțumesc Dumnezeu. E Brigitte cu mine, poți să faci ce vrei. A, de asta m-a chemat aici. Am înțeles. Astăzi facem doar 20. Astăzi facem 20. Că sunt cu Brigitte, da. Bă, tu ești nebun? Tot timpul mă învoci pe mine în orice chestie. Mă refer să nu te țin aici 40 de minute, că știu că tu nu-ți place să aștepți. Am înțeles. Și așa cum vin singur e altceva. Veniți la noi, vă facem... Cum da să fii tu singur? A, veni cu mine atunci. Atunci țineți-mă 40 de minute. Dacă Brigitte vrea să stea, nu-i problemă. Bun. Ok. Sunt mai multe. Da. Foarte frumos ochelari. Florine! Zici că sunt terminatorul. Exact. Dar nu mai e 5-2-ul. Acum punem laserul. Da. O să se vadă lumină roșie, de aceea vă las să purtați ochelarii ca să nu deranjeze. Ok. Păi nu sunt eu băia frumos. Păi mă face Brigitte cum n-am putut de viață. Eu te-am făcut. Păi cine e, nu-i prieteni? Nu eu. Ce treabă? Azi mă fac pentru Brigitte. A, pentru Brigitte, am crezut că eu te fac. Nu. Deci încă o dată, repet, mă fac pentru Brigitte cum n-am fost niciodată. Și șmecher, și frumos. Aici mai trebuie un pic operat că a intrat la apă. Dar... Eu cred că Florina vor... Înainte, ca să îl umflă un pic. Eu cred că a fost atât de frustrat la 35 de ani, încât să vină cu 35 de femei pe bune. Păi ce bărbat ești tu, Florine? Un bărbat adevărat are o singură femeie, nu 35. Sau ce, Florine? Noi suntem cumva lumânări? Noi, femeile, suntem pe post de lumânări? Eu știu că atunci când îți sărbătorești ziua de naștere, sufli în lumânări! Ori în 35 de lumânări, ori într-o două lumânări, una cu 3, una cu 5. Tu ce ai făcut, Florine? Ai avut 35 de femei pe bune? Chiar nu înțeleg mentalitatea. Ce a vrut să demonstreze? Mai grav, cui a vrut să demonstreze? Fratele meu, i-a spus lui Brigitte cum îmi petreceam eu anii. I-a explicat lui Brigitte că la vârsta de 35 de ani aveam 35 de femei și 35 de sticle de șampanie. Când a auzit Brigitte, mare certă ce am avut. Cum e mai frumos să-ți faci ziua, dacă nu în felul ăsta? Dacă nu eu, Florin Pastrana, atunci cine? Brigitte spune de mine că am fost frustrat. Păi mă, Brigitte, dacă toată viața mea așa a fost, s-am 35 de femei lângă mine, bineînțeles, cu toate. Dar pentru sufletul meu, așa era viața mea înainte. Înainte să mă pucăiesc, înainte să merg pe calea asta. Ești la o clinică de tratamente la păr și ca să te programezi, la o operație de ochi. N-ai venit aici să mănânci micul dejun? Ești nebun? Da. Ce e, asta este. Ce e bună? Ha. Ha. Ia-mi întrebare, ce are o bună? De ce ai luat ăsta? Nu, două, asta. A, scuze-mă. Gata. A făcut serox. Încearcă-mă ce? Arată-mă. Cârtie. Ciocolată? Nu! Da. Bă, ești jale cu Brigitte, bă. Bă, nu poți să faci nimic de ea, mă. Gras, acum
mama ți-ai cumpărat hainele astea? Mărie, pe asta când te-ai încăpeau alea vechi, se află toată țara. Dar mama, nu te cumpără, e foarte. El e sportiv. Da. Uite-te ce grase, uite-te. Uite, vezi să nu vadă aici. Are șumpulințe. Domnul pastor are șumpulințe. Șampoanul, asta folosești și tu. Perfect. Rolul lui unde? Sus. Scrieți, mai am un Florin, acolo scrie Florin Pastramă, să nu... Pastramă direct, da, Florin, ca să fie și venit. Doamne ajută. Fratele meu, mulțumesc și vorbești cu... Să rămână, mulțumim frumos. Când veniți la ora 4, o să discutăm și restul de tante. Perfect, perfect, perfect. Te pup, te pup. Să mai pregătești ceva bun pentru Brigitte, pentru luni. Du-te, bă, Brigitte, dar nu mai, bă, dar nu se poate cu tine. Nu poți 2 minute să faci o afară. Vorbim noi. Asta trei aruncate. Așa, aruncă. Asta se aruncăm la gunoi. Poate să le aruncăm. Pune-le să le aruncăm. Acum, să plecăm. Păi de-aia, aia le-am răspuns saltarele. Doamne, ajută, bine. Da. Toate să le aruncăm, că nu sunt ale mele. Stai nevei. Așa. O să fie casa nouă, nu? Și după toată poze, după aia și să o punem pe net. Că nu vreau să mai pun pe net poze vechi. Nu vrei să știi ce problemă am avut eu aici, Florine? Ia zi, Brigitte. Băi, dar de ce sunt aceeași culoare? Bă, Brigitte! Zona de acțibil de pe mobil asta, din lemn masiv, din camera sare. Brigitte! 2 secunde! Te naripă! Să. Urât! Băi, vezi că crenguța aia e cu nata mea! Păi tu când mă chemi, eu vin imediat! E 2 secunde! 2 secunde, mai am 2 nori și am terminat! Băi, dar frumos ești! Da, de bine, mai trebuie din învârtit. Păi, da, normal că mai trebuie învârtit, așa e... Așa se trebuie toată mobilă. E aceeași culoare? Deci a Brigitte să o ia pe aia deschis. Dumnezeu de mobilă asta, foarte frumoasă. Și am mai adus odată, acum un an, că distrusese rășinele și am plătit. Gata, e perfect. O faci mâine cu sigur. Gata, asta te-a aruncat și să trăiți. Gata, cu hai că avem petrecere cu sigur. Este multilateral. Auzi, să știi ce să mă aduc și mie mâine o hârtie igienică. Bă, dar prea mult de bă, Brigitte. Adu aia, fă aia. L-ai să faci bom. Nu pentru mine. Dar pentru la toate să aveți. Nu, da. Păi oare cine a consumat toată hârtia? Eu am adus cu care am spălat cu grea. Stai să nu mă mântărești cu sigur. Nu mântărești. Nu, nu, pe mine. Nu. Nu, dați, da, să nu ia. Chiar e frumos și ăla. Hai să-l facem înainte să mă duc acasă. Hai să-l vedem. Și-am dat bucul ăsta.